Da! Avem aici trepied de 1,5 m care e mâna la o a filmatoare, da? Ca să știi, în caz că se mișcă camera, ca să știi ceva, bă, n-am trepied. Hai! Uite-le aici, bagă bantele. Winston negru, Marlboro Gold, Touch XL. Vogue ăsta la țigarete, că ăsta să mor acolo, trebuie să rezem, că nu stă, nu stă țepe, încă-i subțire pachetul. Dunhill, negru, Marlboro Touch, de 6. Hai! Pe o bară, secă ca o cioară, bla bla bla, nu, cra, 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 drept în gura ta. Nu era rata, hai, normal că nu era, asta vreau să-l fumez. Bun, vedem aici. Winston negru, frate. Știi, Winston negru plus, băi, ăsta mi-a încercat Winston negru și ăsta mi-a dat, știi? Aș vrea să fie scură, da? Nu știu, nu să mai fac țigări scurte, nu să mai fac, care-i treaba, frate, ca la camelul ăla. Când i-am spus camelul original, la clasic, la 26,5. Așa i-am zis. La 26,50, ăla. Este și a spus că numai varianta lungă este. Am luat așa, așa am făcut. O să mai caut să văd dacă există varianta aia scurtă. O să fac după aia iar. Bun, hai că mă apuc de treaba aici. Înainte de toate. Mai se aude serenada aia de la Braște? Nu o să mă aude ca acolo. Stai puțin, stai puțin aici, ca să fiu în aprilie, prețul este de Winston plus Red. Futul. Winston plus Red. Cum adică Red? E negru asta oricum. Așa scrie Red aici, poate e încasat, dar e negru pachetul, da? Cred că se vede pe cameră. Așa scrie, 24 de lei. Hai. British Tobacco, ia, tot ia. Nu, 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 e altcineva. JT International, nu știu ce, bun. Da, da, da. Negru lung. Hai că... Ai. Se vede chiar, am filmat, am făcut, am prins șmecherii ceva ca să... Bă, a, deci ăsta e cu... Aircel, adică e cu filtru de cărbune, mă, frate. Am mai văzut eu la Winston Nova. Winston Nova Blue ăla. Filtru de cărbune. Și mai este filtru de cărbune și la țigările, la alea care le rulezi, știi? Filtrul ăla de cărbune. Hai! Ieși! Aia e. Este? Ce culoare au la filtru? Alb. Nu știu cum arată țigara. O, e cu bortă, cu gaură. Băi, băiatule, aurite pe aici, fete, înseamnă cu aur. Aurite, le vezi? Se văd? Stai să le pun așa, ca să pară, pare așa mai interesant. Dă bine acolo la... Hai. Stai că arată acum și țigara. Tot de asta e lungă, dar arată bine țigara. Băi, e și întuneric, abate lumina de la... Sunt parc aici. Un este un plus. Se vede gaura? Se vede, da? Deci filtrul cu bortă și cu... Hai, las, că e bine așa. Filtrul cu bortă, cu gaură și cu... De ăla, de cărbune, da? Cărbune activ, nu știu cum îi spune. Faci cum arată țigara. Acum pun de treabă. Ouleu, dar partari, mă rup astea, partari pentru mine. Dar așa-s primele fumuri, frate, totdeauna o țigară, parcă te, îți dă un șoc, știi? Ia. Ia, nu, domnul, nu știi faza. Ia, nu, domnul. A, nu știu, nu știu. Nici eu nu mai știu, dar... Eu mă te amintesc. Bun, da. Nu e rele, să mor dacă nu, nu e rele. Chiar nu e rele. Bă, dar stare, mă, frate, mă. Am trăsat acum un fumalete de la forță. Stai să trag un fumalete forță. Un fum de la, ca la vape. Ferească.
Uite cum a rămas asta. Du-o, am mai face ceva să nu faci niciodată. Și cum făcea cu băieții, când eram prin cămin, băieți adevărați, ne-a mor de foame, să mor dacă nu. Am tras o țigară în câteva secunde, adică, nu știu, 10 secunde, 25 secunde. Ne-a îndrangat! Că la îndrangi, să mor dacă nu, că la îndrangi. Am băgat să mor dacă... Bă, băiatule, să mor dacă... Și acum mi-am amintit asta, eram lângă un gard de fier. Lângă liceu, bă, băiatule. Pus, nu mai știam ce cu mine, nu mai știam câte urechi am, să mor dacă nu. Eu și cu un băiat Vasea. Băi, băiatule, bă, deci aia a fost odată și pe viață. Am ținut-o, gata. Am ținut-o mine pe viață. A fost un rău, fai. Bă, dar stare asta, mă, stare rău de tot. Și pare așa un pic mai dure, știi, când tragi față de la polmol negru. Mult mai dure, mult mai fumul, cum a venit ea. Stare, bă, frate, pentru gustul meu, stare. Le simt aici pe gât. A intrat și fuma aici la periculos, dar le simt pe gât, așa. Nici nu poți du la cap pe asta. Asta e din aia, o stopezi, dacă ți-a fumat, ai trei țigări din astea și fumezi o zi întreagă. Ai stopat-o frumos, te mai ai prins peste vreo... Eu nu pot să fumezi prea tare pentru mine. Ai stopat-o și mai aprins peste vreo oră, peste vreo două ore, mai aprins, mai trage patru fumuri. Da, mai trag un fum ca să mă lămuresc. Ți-am explicat, în caz că se mișcă camera, nu am trepied, trepiedul e filmatoarea. Băi, știi cum sunt ele? Ele nu sunt așa de rele, doar că nu sunt pe gustul meu absolut deloc, aproape deloc. Știi că sunt prea tari, bă, frate, pentru că sunt prea tari pentru mine. Le simt și pe gât aici. Încă nu am ceva de la cap, nu. Dar le simt pe gât așa. Și am noroc cu asta, într-un fel că aerul rece afară. Vezi că e rece și știi cum e țigara. Când trai la aer rece, intră țigara în tine. Nu. Bă, nu mă prinde. Ca și nota așa, de la 1 la 10, un 7, frate. Adică e ceva de genul în care nu mai am o țigară și are cineva care îl cunosc. N-ai spune o țigară. Cer o țigară și nu mai pot. Da, iau. Dar în rest, așa, să-mi iau, să mai iau cu pachet de țigări, nu mai iau. Niciodată. Ne auzim.